folosești orele vrăjitorice, vrăjitoriei, magice, să le asiști. Nu știai, ești înapoi în viitor când nu puteai să dormi și nu știai și te cățărai pe pereți de nu știai de ce. Nu puteai dormi nopțile, aveai, da? Acum ești înapoi în viitor, dar câtă treabă ai, de aia nu puteai dormi. Da? Asta când magia trece în știință, în științifică, fantastică faza, știi? Ok, dincolo de mistic, de magic, dincolo. Mai e dincolo ceva? Mai e după ce e magic să mai... Da. Ți-am zis că ești din alt aliaj. Eu așa mă simt. Tu vezi că... Dacă îți place, mergem împreună mai departe, să vedem până unde. Ok. Holografic. Holografic se suprapune... zi. Se suprapune lumea holografic. Da? Proiecțiile. Încă nu sunt, da? E doar în mintea omului și se proiectează holografic până începi să pipăi, să-ți pui mâna și să înțelegi că e a tău. A tău ca și, nu știu, rupe o floare, miroși. Pui mâna pe un pom în casă, faci mâncare, da? Ești din mintea colectivă și începi să simți acum înapoi în viitor că, da, e ok. Ești cât de cât ok, adică deloc ne-ok. Ești pe pereți, da? Totul e dat peste cap, e de-abia holografic, de-abia 1D. 1D se proiectează. E holografic, e doar desenul. Desenul unde? În minte. Da? Și începe să se proiecteze ca și filmul ăla de pe timpuri. Se făcea și se proiecta pe cearșaf alb filmulețul. Și e 1D, e în desen. Tu ai senzație că s-a proiectat și se întâmplă și faci? Nu, e încă 1D. Înapoi în viitor. Tu ai fost în viitor. Ai văzut, totul e bine, ai pățit ce ai pățit, te-ai întors înapoi. Da? Ok. Suprapus și îți dai seama dacă ai suprapus coada de păun. Nu te mai sperii de șoricei, de lipitori de afară că urcă pe casa ta și da, zici că strimise de undeva, strimise, da. Ești din partea ta întunecată, îți date peste cap din toată lumea, date peste cap, tu ai suprapus, da? Și dacă e holografic și suprapus, lumea s-a liniștit. Cine vede acolo alergând un șoricel, acolo e suprapus, omul ăla vede. Da, când e suprapus pentru ce mă privește pe mine. Și eu am trecut prin așa ceva. Știu cum a fost, câți șoricei am prins, câți, da, șamani ascunși, câți... Au murit fornada, adică pe degeaba, nu știu, așa mie mi se pare, da? Mă rog, eram cu pleazna pusă, eram, da? Și acum, e suprapus și tu, ca, cum e Reiki, ai învățat să simți cine ce-a mâncat, pe cine ce-l doare, până, da? Până se transformă și așa ceva, ții în lumină și nu mai simți, da? Așa și proiecțiile. Proiecția ta de fricile cuiva s-a proiectat, da? Vai, șoareci, vai, da? Că s-a minunat, adu-ți aminte când ai văzut cu un an în urmă, doi, da? Și se tot proiecta din nu știu cât timp în cât timp, era cumva, da? Se lucra bine magic, energetic. Că făcea cineva special, că nu, nu contează. Le deslușim acum. S-a proiectat, acum simți Reiki, ce se proiectează la alții în casă, ce se întâmplă. Tu vezi la tine ca și proiecție, de aia nu te sperii că cineva era cu tine atunci sau povesteai cuiva și aveau la reacția ta de niște șoareci am adus. A rămas așa, nu ți-e frică, știi?
sânge de Genghis Khan aici, nu știu ce să zic, cel care se uită, la fel cred că e, da? Colega. Și s-a rezolvat, da? Și acum ești în varianta suprapusă. Deci, coada de păun, da? Coada de păun. Varianta suprapusă. Uite așa. Da? Închisă. Ai senzația că e închisă. Dar ea când e suprapusă, e pană pe pană și cumva parcă rămâne spațiu între. Deci te păcălește, știi? Și de-abia când se deschide, se închide. Deci coada de păun se deschide și a închis scut energetic. Înțelegi? Cine nu-i gata, îl iau cu lopată. Schimb percepția și înțelegi ce am zis. Lumea. Ok. Da. Și acum vezi ce se întâmplă în stânga-dreapta, în lume. Și chiar dacă se mai aude, nu știu ce. Știi, la un moment dat auzi, ai senzația că e aici aproape și se auzea hăhăt sau invers. Da? Se schimba de aici, din senzorii tăi, se upgraduia, se schimba, se transforma, se măgea, da? Asupra-ți și tu n-ai avut treabă. Adică ai avut treabă, vai de noi, dar a ieșit. Bă. Acum, și le-ai și văzut cum aleargă, ca într-un, parcă era un film desen animat, știi, suprapus. Filmele suprapuse cu imagini, filmele suprapuse cu imaginea care o proiectezi din tine. Cu filmele care le vezi în, înțelegi? Și atunci de-aia alegi filme mișto. Mai multe. Întâi alegi din alea dure că le simți, trebuie să mergi acolo să clirui, să vindeci și după aia te uiți la comedii, la drăguțe, la de dragoste, la să te simți bine și să proiectezi ceva de genul ăsta. Nu neapărat că vrei în așa situație, dar energetic te simți bine, da, vibrațional. Cumva te autoprogramezi pentru o viață așa mai bună. Și cu șoricei asta ziceam, ca într-un desen animat, da? E ca o chestie care zboară. Și acum suprapun cu situația când eram pe trotinetă în viteză, a zburat pe lângă mine un porumbel, dar m-a atins cu aripa. N-are cum, adică păsările nu, știi? N-au GPS-ul mai fain decât oamenii. Îți dai seama, am apărut din nicăieri, am apărut din lumea mea în altă lume. Și din senin m-am trezit cu niște păsări, gen Hitchcock, da? Blonda din Hitchcock, da? Nu prea sunteți blondă, dragă, sunteți cam căruntă, da? E ok. Aia când am zis că au zburat două chestii și cred că a intrat ceva, suprapus putea fi ceva magic, ceva, da, energetic, ceva distorsionat, pentru că am intrat în altă lume și de fapt din chestiile astea era pasărea aia care a trecut pe lângă, știi? Ok, asta vreau să zic cu suprapunerile și cu mai mult seamănă a un film de desene animate sau un film cu proștii, întâi. La tot, și la situații, și la, da? Că îți vine să râzi la un moment dat, că îți vine să plângi, că... De... Turbulențe din asta, da? Ok, e ok. Oricum, pregătește o căpcănuță pentru... Asta e a zi, maimuțici era să zic. Pentru, da, pentru șobolănuți. Dacă ți se spune, nu fă aia, nu fă aia, tu nu faci și nu treci prin ceva. Dacă îți propui să treci prin ceva prin practică, trebuie să accepti ce ți se pregătește magic din partea energiilor dușmanice. Și doar atunci înțelegi cum și când ai înțeles, e un fel de aha moment și acum de-abia e bumerangul. Știi? Ca și cum ei se chinuie, dar dă în noi, dă odată în noi, că suntem...
de secole aici, n-am murit de miliarde de ani, vrem să murim, să înțelegem, să simțim și noi ce ai simțit tu, să murim, da? Că nu poate nimeni da în cineva tare decât unul care tot la fel de, unul mai puternic, da? Se despachetează și am mai povestit asta. Bun, acum, ce am mai vrut, mai știu... Da, ceva referitor la... Mai pui acolo căpcănuții, ca și data trecută. Că se vor prinde șoricei, că nu. Pot să se prindă în casele vecinilor sau a oamenilor ca, a cărora se proiectează suprapusul care l-ai făcut tu în lumea ta. Știi? Un fel de... Să nu primești cadouri de la vecini sau să... De la rudele tale sau să nu dai cadouri sau să nu... Și... Tu înțelegi că, domnule, nu se poate. Sunt zile când se poate, sunt zile când nu se poate. Sau de la oameni care trebuie primești, la oameni care nu. Sau sub măști, drag, știe cine vine și ți-aduce ceva în casă. Bun. Dar până nu simți pe pielea ta ce înseamnă asta, tu degeaba te zici că nu mi-aduce, că dacă ți-ai dat să întâlnești partea ta întunecată, să o despachetezi din tine, să înțelegi despre ce e vorba, ce au designat strămoșii tăi ca să nici un scuipat nu dau pe copacul neamului, acum zici, știi? Atunci, când erai cum erai, dacă aflai, știai, înțelegeai. Dar acum, înțelegând, da, înțelegi unde ești și prin ce au trecut, ce au făcut și mai accepti din când în când câte un dar, ca și cum divin, da? Vin ai tăi și la 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 cu știrea lor sau fără, îți fac un prezent, da? Hai să-ți facem, să aranjăm în casă, să mutăm dulapul într-o parte în alta. Și tu zici, ok. Și au făcut că după aia, da? Uite, ai stat toată ziua și ai lucrat, ai muncit, ai făcut, ai dres. Ok. Sau, hai să aducem ceva nou, uite, avem și noi și îți luăm și ție să... Ai acolo a tău ce ți-ai dorit tu și ți se spune divin nu, dinăuntru nu, n-aveai treabă, dinăuntru era ok. Din afară ți se spune să nu pui mâna, să nu, da, un programel activat, să nu. Dar să nu, când auzi să nu, înseamnă că trebuie să fie și să da, să apară ceea ce să nu. Și stai ca prost, ca proastă și aștepți. Hai să vedem ce nu trebuia să iau. Da? Și primești și acum simți, adică un pic de nesomn, un pic de orcoholic, să lucrezi, să, da? Să te simți businesswoman, un fel de îți activezi tot ce îți place în lume, cu ce să te ocupi, ce să faci, da? Să-ți bucure ochiul, simțul și așa mai departe. Și pe urmă, fără proiecțiile de... tot felul de animăluțe și în casă și în afară, da? Nu e magic, da? Și atunci accepți. Dar e cumva deja holografic, am mai zis. Nu te sperie, nu te deranjează. Da, mai pui căpcănuțe, mai... E ok. Da, și așa ajuți... Acum, să zicem, ți s-a adus un telefon și tu zici, nu-l pornesc. Nu-mi trebuie. Copiii, hai că să știm pe unde ești, să fii bine, să... Și tu nu, că voi nu știu ce și te gândești, da? Eu o să zăbâză energetică, nu mai vreau să trec. Da, dar ei ți-aduc, îți fac, îți dreg și tu trebuie să ai coaie, curaj să îi ajuți pe ei acum, ajuți non-ajutând. Un fel de zi. Chiar dacă vor să facă ceva împotriva energetic, știu ei sau nu știu, ei trebuie și tu să le dai același, să fie un schimb energetic. Că numai la bine schimb energetic? Nu. În magie e altfel de schimb energetic. De-aia e prostie ce auzi. Numărul meu e cu tare, să mă sunați, te sun odată de nu te vezi. Și arunci telefonul, scapi, nici nu-ți mai trebuie nimic. Da? Asta înseamnă. Schimb energetic. Sună și o să văd. Nici nu interesează pe magul adevărat, nu-l interesează banul. Îl interesează sun și să auzi vocea și gata, chirlic. Ori l-a mâncat, ori se lasă mâncat și să intre în corpul omului și chestii din asta, știi?
Dar te distrezi acum, înțelegi cine ești, unde ești și numai să încerci cineva să stea la povești cu tine, că l-ai mâncat cu tot cu... Pentru că ai înțeles unde ai ajuns și cine ești. Nu știu dacă e despre asta, dar dacă te zgândără și te bățâie prin puțoi de-a tău din învățăcei, da? Din drumbumiști, drumbumi, drumbun, da, drumbun, 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 druma, drum, drumbun. Un fel de drum bun înseamnă nub, invers, nub jăltarotic, bobocel. Uh-huh. Bobocel înțelept, mudri, din slavă, mudreț, înțelept. Uh-huh. Un fel de, cam așa sună. Da. Drum bun. Uh-huh. Drumbumiști, drumbuniști de-a mei, așa? Cred că am zis tot, nu știu la ce am mai... Nu mai știu dacă mi-aduc aminte, mai înregistrez. Și acum așa îi ajuți pe tăi acum, da? Le arăți, le spui, da, ei ți-au arătat ce au făcut, așa fac... Când ești demonii de evoluții, bestiuțele, când ești în demonuț mod, în bestiuță mod, vrând nevrând de arăți. Uite ce am făcut. Dar ești ghidat să faci asta și nu știi de ce. Tu crezi că omul e cu pleazna pusă, dar omul te vede. Și tu îi arăți. Uite unde te-am îngropat. Un secol în urmă. Tu ziceam, da, ok. Și tu n-ai treabă cu om, dar energetic, vibrațional, dacă nu ești cliruit, curățat cu răzbunările, în secolul trecut, ce treabă ai cu omul care s-a răspăunuit acum? Se activează, tic, capul meu, și, și intră într-o karmă, în altă karmă, care, da? Dar le ții în lumină toate astea. Și acum tu, un fel de intri în bestiuță, în mod să le arăți lor, nu știu, dacă ai dat în ei sau ce ai făcut sau ce le-ai făcut, știi? Ceva de genul. Dar n-am făcut nimic. Dacă n-ai făcut nimic, n-ai făcut nimic. O să fie o dezamăgire foarte mare. Da, aia e dezamăgirea. Când simți moartea, când... Da. E altfel, e schimb paradoxul ăsta. Schimb percepția și schimb paradoxul și ai percepția. Da. Ceva de genul. Ok.